Mi-a mai venit o idee foarte bună. Dacă vrei să mergem în Japonia, în pădurea Okigahara, să rămânem peste noapte acolo. 100%. Deci, așa rămâne. Băgați chiar acum un like, un comentariu. Mamă, uitați-vă cum se vede cerul pe cameră. Ia. Fii atent. Hei, sunt Andrei și astăzi facem un vlog special pentru că suntem aici cu Teo și cu Cătălin, Backpack Your Life. După cum ați văzut deja și din titlu, astăzi ne-am întors în pădurea Hoyabaciu, din păcate fără Drake, pentru că este la sală, are treabă, antrenează lumea și a spus că nu poate lipsi de la sală, este un antrenor foarte, foarte serios? Dedicat și serios. Și după cum probabil bine știți, ultima oară s-a întâmplat ceva destul de dubios aici. Bă, oricum nu-mi dau seama dacă miroase urât dracu de la sală. Bă, am fugit toți, era să ne omul împiedicăm. Omul capră, cum l-ați numit voi în comentarii, în mesaje, că omul, și acum primesc mesaje. Omul capră, cred că era un bețiv de pe aici, de prin Hoyabaciu, nu știu, cred că era el mai speriat ca noi, însă astăzi am venit să vedem dacă mai dăm ochii cu el sau nu. Deci spui că e prima oară când... Prima oară când vin, tot timpul mi-am dorit să ajung în acest loc, dar nu m-am gândit că se va întâmpla treaba asta acum. Și când mi-ai scris, eu aflându-mă în Cluj, când mi-ai scris de treaba asta, am spus, bă, este super tare, vreau să trăiesc experiența asta cu aceasta de a merge într-o pădure bântuită, dubioasă, supranaturală, noaptea. De asemenea, foarte important, nu uitați să băgați chiar acum un like, un comentariu și un share, să le dați un follow băieților, o să le las toate linkurile jos în descriere. Și uite că tot vorbeam mai devreme cu Cătălin despre cardul Curve, pe care îl folosește și Cătălin aici de față. Vă puteți face și voi cont și să primiți cardul pe gratis și cei 30 de lei, aka 5 lire sterline, cam asta este echivalentul. Jos în descriere, dacă folosiți codul METEI05, Cătălin folosește și el de asemenea cardul ăsta de ceva vreme și vă poate spune el mai multe cu experiența asta. Eu folosesc cardul de undeva de pe la finalul lui august și gândiți-vă că eu călătoresc foarte mult o grămadă de țări și îl folosesc absolut tot timpul. Mi se pare că e un produs extrem de bun pe care îl recomand tuturor, indiferent că luați de la mine, că luați de la bine, acum suntem la tine pe canale normal. Găsiți linkul jos în descriere, în cam 3 zile vă va fi livrat cardul la casă, faceți o plată cu el și ați primit cei 30 de lei și cardul gratis. Ideea e că acest card are multe avantaje pe care unul obișnuit nu le are și până la urmă te poate ajuta în foarte multe chestii. De exemplu, eu îl folosesc din vară și mi se pare foarte util. Avem o lanternă foarte, foarte, foarte puternică, bate la 500 de metri, poate chiar mai mult. Tu ce ai mă de zis? Păi să-i vedeți pe toți cu camere de-astea mari, scumpe, calitate, știi, și eu sunt cu poșir, că asta e nevoie după mine. Bă, sunt și prost. Și ca să vă dau așa un mic spoiler, dacă tot l-am prins pe Cătălin în România, mâine urmează să mergem la Sibiu să filmăm la celebra mănăstire Carta, unde s-a filmat faimosul film The Nun, cel cu măicuța, care omoară pe toată lumea. Mie mi s-a părut unul dintre cele mai mișto filme horror și... chiar îmi doresc să văd unde s-a filmat, pentru că o parte din film s-a filmat în România, mai bine zis la Mănăstirea Carta din Sibiu. Am cam rămas în urmă, așa că hai să ne regrupăm totuși, că nu prea aș vrea să rămân singur pe aici. Vă zic, nu e combinație. Încă ceva diferit față de ultima noastră excursie aici. De data asta avem și zăpadă, deci în caz că ne fugărește cineva e tocmai bine. Știți ce zic? Și voiam să mai spun ceva, în caz că nu ați văzut clipul cu... Cătălin, cel din mașină, car vlogger în care am pus la cap ideea să mergem în Cernobâl. De fapt, sigur l-ați văzut că a fost pe 5 în trending, nu că mă laud acum. Da, ideea e că la vară cu siguranță o să mergem în Cernobâl, vine și Teo, vine și Drake, să sperăm că și ea și e liber de la sală, dacă te uiți la acest clip. Și ce să mai... Mi-a mai venit o idee foarte bună, o idee puțin mai costisitoare, nu știu dacă vrei să te mai bagi pentru că ai mai fost acolo deja, însă mi-ai zis că nu ai fost pe noapte. Dacă vrei să mergem în Japonia, în pădurea Okigahara, să rămânem peste noapte acolo. 100%. Da? O plănuim și mergem 100%, eu sunt deschis, mă ajut în Japonia, nu doar pentru chestia asta, pentru cât de multe lucruri se pot vizita. Deci, așa rămâne. Băgați chiar acum un like, un comentariu, un follow lui Cătălin și punem la cap și poate chiar până la sfârșitul anului sau nu știu, când e cel mai bine să mergem acolo? Păi băi, ca să mergi să stai noaptea, în primul rând, sunt niște chestii complicate acolo, se intre noaptea în pădură, nu se intre atât de ușor, se intre destul de greu pentru că sunt mulți oameni care stau și păzesc pădurea, dar știu eu, putem să intrăm. Ideea e că vrem să mergem, luăm un corp și stăm acolo noaptea. Românii sunt inventivi. Ne descurcăm, nu e asta problema. Faza e că ar trebui să mergem când e cald, da. Pentru că, uite cum e acum, vremea e foarte nasolă și Japonia, dacă mergi iarna, pare să e mai frică aici. Eu zic undeva luna iulie, august, septembrie, aia e perioada cea mai bună. Bun, păi vedem mai întâi cu Cernobâlul, că acolo vrea toată lumea și după cu siguranță mergem și în pădurea Okigahara, pentru că eu chiar am chestia asta în gând de foarte multă vreme și nu neapărat că aș vrea să văd un om mort, însă chiar sunt curios care este energia și care este senzația de acolo. Bă, mai ții minte că am spus data trecută că sunt curios cum arată locul ăsta iarna, când e zăpadă? Uite că acum am ocazia să văd
cu ochii mei. Prima oară când am venit în pădurea asta am avut niște senzații foarte nașpa, la modul că erau 8 grade afară și noi transpirant. Voiam să stau în tricou pentru că efectiv nu mai puteai să stai, transpiram toți. Pe mine m-a luat o durere de aia de cap din senin și pe mine nu mă doare niciodată capul dacă nu mă lovesc sau n-am o chestie, nu sunt răcit. Deodată, la 20 de minute după ce am intrat în pădure, am avut o senzație așa foarte nașpa, ca și cum sunt urmărit, la modul de cineva, pentru că nu vezi nimic în jurul tău. Și m-a luat durerea aia de cap așa din senin. Bine, eram și puțin stresat, pentru că, na, ești într-o pădure la 12 noaptea singur și poate dai dracu de ce nu trebuie. Dar chiar acum, serios, că tot vorbeam noi de Aokigahara, ce am face, de exemplu, dacă dăm de o persoană care plănește să se sinucidă acolo? Băi, în niciun caz n-aș face ce a făcut, cum îl cheamă, Logan Paul, da, să filmezi treaba asta. Da, bine, nici eu n-aș avea instinctul ăsta. Băi, asta e o chestie foarte sensibilă. Dacă vezi pe cineva că vrea să facă treaba asta, cred că, nu știu, încerci să încerci să-l ajuți, îți dai seama, da? Nu, încerci să-l oprești, duci, da, eventual. Eu m-aș duce eventual, aș încerca să-l opresc, dacă nu vrea, lii cu forță. Adică, da, prefer să opresc pe cineva de a se sinucide, a face treaba asta cu forță, chemi autoritățile, ceva de genul ăsta, știi? Da, înțeleg. Da, aia poate să fie și sunt șanse foarte mari. Acolo sunt oameni care... Bine, ideea e că acolo este și o pancardă pe care scrie exact chestia asta, că lumea se sinucide acolo și că nu ai voie să intri. Noi când am ajuns acolo, când am intrat în pădure, a trebuit să întrebăm undeva, domne, pe unde e intrarea. Și doamna de la ghișeu mi-a cerut datele personale, dar de unde sunteți, ce faceți, unde vă duceți, pentru că ei era teamă că noi vrem să ne sinucidem, știi? Da. Și când ne-a spus, domne, stați liniștită că nu e caz de așa ceva, femeia s-a calmat, dar era foarte panicată când a auzit că vrem să mergem în pădure, știi? Deci gândiți-vă că în Japonia există pădurea asta unde nu ai voie să intri, nu te lasă autoritățile să intre acolo. Adică doar din chestia asta vă dați voi seama cât de serioasă e treaba. Ok, acum mie frică să iau pe aici, bă. Cred că mă ajut. Forță, bagă mea în ochi. Chiar spunea Cătălin că frica lui cea mai mare este cu oamenii în locul ăsta. Da, frate, pentru că găsești pe careva care doarme aici sau a venit unul cu gagică să face ceva, pa, știi, și tu vii să-i deranjezi omului combinația. Asta, da, este exact cea mai mare pericol. Da, uite încă o chestie foarte importantă pe care trebuie să o știți. Înainte să venim în pădurea Hoia Baciu, deși am zis că e o idee foarte proastă. Da, eu am zis hai să o facem. Teo a insistat să filmăm un vlog cu cea mai picantă mâncare din Cluj. Am găsit un restaurant ăsta cu specific indian și am mâncat un curry de la picant cu pui și cu usturoi și cu toate cele de îmbolborosește acum în burtă. Dacă mă ia aici, cred că aici mor. E război, ești nebun, s-a delinat. Simfonie. O găsiți la el pe canal dacă aveți plăcere la suferința noastră. Dar până atunci, hai să vedem cum urcăm. Opa, hăzi, Johnule! Wow, păi eu cum urc asta? Cu help. Chiar că help. Thank you for helping. Băi, ce fac, mă, de aici? A, uite, cred că pot să iau pe aici, că mă țin de asta. Nu? Poate se rupe naibii. Hai că mă duc să vă tractez. Da. A bătut cuba cu pământul. Mulțumesc frumos. Uite, noi și ursul am mai fost pe aici. Ce? Urs aici? Urme de urs. Da, prima oară am crezut toți că sunt niște urme de om. Însă uitați, chiar aici se văd ghearele. Ghearele de urs. Nu prea e ok. Urță! Urșul mai trebuia în pădurea asta. Eu și Teo oricum avem o istorie destul de amuzantă cu urșii de la Râpa Diavolului. M-am mai iubit eu cu niște urși pe la Râpa Diavolului. În caz că nu ați văzut vlogul de la râpă, ideea e că noi am fost de două ori acolo. Prima oară când am fost, a fost un fail pentru că ne-a alergat un urs și a început și ploaia. Gândiți-vă, noi doi și cu Drake, mare ploaie și după fugă de urs spre mașină prin mocirlă. Mișto, păi, ați văzut de fapt posteriori ce aveam pe noi, că am, da, pus toți. Da. Din păcate n-am reușit să filmez nimic acolo pentru că am băgat repede camera în buzunar, că mi-era frică dracu să nu cad să o pierd, o mânca ursul. Însă cine știe, rămâneți până la sfârșitul clipului să vedem, cred că dăm și în pădurea asta de urs. Pentru clipul de astăzi mi-am mai luat ceva pentru semnalat. Bă, ce e ăla, mă, stilou, ai venit să dai bacul sau ai venit în pădure, ești nesimțit? Nu e, frate, stilou, uite ce e. E un laser de ăsta foarte mișto. Se vede raza, vedeți? Și în caz că ne pierdem, putem să ne găsim cu drăcia asta. Uitați ce, da, bine bat. Furță. Uitați cum bate în sus. Da, deci cam așa arată cea mai horror pădure din lume, care se află chiar lângă Cluj-Napoca, iarna. Măcar aici să vedem zăpadă, dacă pe altundeva nu. Cătălin e în față, noi am rămas în spate. Știi cum se întâmplă în filmele alea horror, nu? Murim așa, pe capete. Uite că tot mai avem țin și ajungem în Poiană, locul cel mai cunoscut din pădurea Hoia Baciu. Ultima oară când am venit aici, pe zi, că am făcut două părți, una pe zi și una pe seară,
lumea făcea efectiv grătar acolo. Adică se spune că ar trebui să fie cel mai horror și cel mai paranormal loc din pădurea asta, însă românul face grătar. Pe oriunde, da, românii sunt inventivi. Românii fac grătar și pe Palatul Parlamentului, dacă e nevoie. Știi cum e. Da. Uite, și încă o chestie foarte importantă. Unii ar putea să spună că nu suntem în Cluj și că am filmat la o pădure de pe lângă București. După cum se poate vedea, chiar aici este Clujul și fix lângă găsiți pădurea Hoia. Și noi mai avem cam jumătate din drum până la Poiana Rotondă, care este chiar aici. Și după o să vedem cum ne întoarcem, pentru că mașina este undeva parcată exact aici, în zona asta. Teo a dat drumul la vlog și a rămas singur în spate. Parcă vezi bă, că... mă lași, bă, să filmez și eu! Parcă vezi dracu că dispare așa deodată și îl vedem pe ăsta la știri. Bă, ăsta e nebun, ăsta rămâne în spate acolo și mergem parcă văd că... parcă văd dracu că vine un șobolan sau un lup și îl mușcă pe ăsta de cur. Bă, lup ok, urs ok, dar nu șobolan, mă, frate. Ce zici, mă? Lup ok, urs ok, dar nu șobolan, frate. De ce? Cum de ce? Teroarea mea ești nebun? Uite, de când am venit prima oară în pădurea Hoia Baci, mi-am dorit să văd un copac de ăsta mai ciudat și s-a băgat eu în fața lui chiar acum. Da, e un copac destul de ciudat pentru că este așa spiralat și na, nu vezi peste tot, să zic așa. În orice caz, oriunde te uitam pădurea asta, vezi chestii destul de ciudate, copaci îndoiți, copaci cu niște poziții foarte, foarte ciudate. Bun, după aproape o oră de mers prin pădure, am ajuns în cele din urmă în cel mai interesant loc din pădurea Hoia Baciu, mai bine zis Poiana Rotundă, locul în care se spune că nu crește niciun copac și, după cum se poate vedea, chiar nu crește absolut niciun copac. Și pe lângă asta, dacă vă uitați de sus, din satelit, de pe Google Maps, puteți observa că pe hartă pare a fi un cerc perfect, la modul ca și cum ar fi aterizat un OZN aici, așa se spune. Eu nu cred chestia asta, însă până la urmă, dacă stai și te uiți, chiar e un cerc perfect. Sunt aici cu tovarășul meu cu care am fugit data trecută de ne-am rupt genunchii pe aici, că am fugit de... Teo intră primul, dar și Teo fuge primul în cauă așa. Da, băi frate, deci pe bune îmi uitasem ghiozdanul pe jos, era să-mi uit camerele, GoPro-urile pe aici, era să mă fac o pagubă de aia ca lumea de nici că mai treceam pe aici prin Cluj. Ce să mai, a fost o experiență foarte horror. Acum, sincer să vă zic, mă simt mai în siguranță, nu mai am senzațiile alea pe care le-am avut data trecută. Bine, evident că nu o să păstrăm senzația asta de siguranță prea mult timp, că urmează Teo să arunce cu niște povești de alea horror pe canalul lui și o să ne pișăm pe noi de frică puțin. Foarte important, nu uitați că dacă aveți alte sugestii de locuri horror, bântuite, părăsite pentru noi și vreți să mergem cu Teo, cu Dima, cu Backpacker Life, cu toată lumea să explorăm, puteți băga chiar acum un comentariu și să ne spuneți unde ați vrea să mergem, pentru că suntem în căutare de locuri de genul, începem să rămânem fără, pentru că România are niște locuri destul de limitate, însă, după cum am zis, dacă știți de un loc mișto, băgați chiar acum un comentariu și noi o să mergem. Tocmai și mi-am amintit că data trecută mi-ați lăsat foarte multe comentarii să caut casa abandonată sau mai bine zis cripta din pădurea Hoia Baciu. Pe Google Maps nu o găsești, găsești Poiana Rotundă, însă nu găsești cripta. Dacă aveți o idee unde este, ne mai întoarcem încă o dată în pădurea Hoia Baciu peste câteva luni. Nu știu unde este această criptă, chiar sunt curios ce aș putea găsi înăuntru, deci dacă știți unde este, băgați un comentariu, trimiteți-mi locația pe Instagram și ne întoarcem la criptă. Bă, mă, putu-te! Bă, mă, ce mi-a făcut asta? Bă, ce mă optic că l-am filmat și eu! Ce m-am pus după copacul ăla? Deci jur că fix acum voiam să vă zic că vreau să-l sperii pe ăsta când mi-a apărut după copac și am trezărit, era să mor dracu pe aici, să leșin. Bă, ce mi-a făcut ăsta? Te-ai luat-o, nu? Mi-am luat-o rău de tot! Și-a luat-o! I s-a mărășit urechile, uitați-o, stai să vă arăt! Mamă, ce m-a speriat ăsta, nu mai pot. Bă, tu chiar te-ai speriat pe bune? M-a speriat rău de tot, n-am făcut nimic. Păi eu de unde să știu? Eu nu te-am văzut, eu filmam, eram concentrat, hai să nu mă bâlbui, să nu știu. Că de n-am filmat, cred că vlogul ăsta pe care îl vedeți la mine a mai fost filmat de 3 ori, că m-am repetat de vreo 3 ori și eu bun ce am zis. Am ajuns iar în Poiană? Da, sunt în Poiană. Mamă, uitați-vă cum se vede cerul pe cameră. Ia, fii atent. E de-a dreptul roșu. Bă! Bă, dar nu am auzit nimic. Bă, stai să văd dacă s-a văzut că mi-ai băgat lumina aerul și nu se mai vedea nimic pe cameră. Da, evident că a trebuit să mi-o întoarcă omul. Sper să nu-ți fi filmat camera. Știi ce zic? Ba, uite, hai să ne uităm. Hai, nu, mai, nu mă uit, că nu vreau să-mi văd fața. Cred că am tresărit 2 metri în sus, că eu eram atent aici să nu...
să nu mi-au vreo creangă în cap și deodată m-am trezit cu asta. Bă, mi-ai băgat lumina în ochi și nu se vede. Ce-am făcut? Ai băgat lumina în ochi și nu se vede. Da, hai că se vede că Dumnezeu ține cu mine. Teo nu a reușit să filmeze nimic pentru că fix cum m-a speriat bă, și m-am întors. Știți cum s-a speriat? M-am picat, eu am imaginea. Bă, oh, bă, frate, dau cu capul în crengi că nu stai atent la drum. Și am ajuns iar în acel loc frumos cu priveliștea. Da, chiar acum coborâm spre mașină. Data trecută nu am fost pe acest drum. E ceva nou și pentru mine. Uite, tot așa o întrebare foarte interesantă, că tot vorbeam de Chernobyl și de Aokigahara. După părerea ta, care ar fi cel mai horror și unde ai fost și ai avut cea mai nașpa și cea mai horror senzație, unde am putea să mergem din toată lumea asta? Din toată lumea asta, unde e cea mai horror senzație? Pe care ai avut-o tu. Băi, cred că tot Aokigahara rămâne dintre lucrurile pe care le-am văzut până acum. Da, aș spune că tot Aokigahara e, dar să știi că fiecare, eu de fiecare dată când mă duc într-o țară, caut abandoned places in city, nu știu ce, știi? Și sunt foarte, foarte multe locuri, sunt foarte multe case. De exemplu, e foarte interesant în Bangkok, că au de 2 ani de zile în capitala Thailandei, este o fabrică de pixuri enormă, abandonată complet. Și de 2 ani de zile de când mă duc acolo, niciodată n-am reușit să găsesc pentru că nu găsesc informații pe internet despre ea. Am un video în care un domn, un tip care avea datorii la casino sau nu știu ce făcuse exact cu banii, că avea datorii foarte mari omul, și-a omorât familia și s-a sinucis. Deci am încercat să ajung acolo la casa lui. Oamenii vecini n-au vrut să ne ia informații legătură cu casa. Am găsit o doamnă care totuși mi-a spus: doamne, te uiți pe dealul ăla în sus. Și faza e că orașul e plan așa și casa lui e undeva pe un deal așa foarte interesant, părăsită complet, o grămadă de lucruri dubioase acolo în casă, mâini, semne pe pereți. Foarte, foarte interesant. Cea mai tare fază este că am fost singur acolo, nu era nici dracu. Da. Acolo o să faci tău o poveste. Bun, vă sper că asta a fost și clipul din Hoia Baciu. Îi mulțumesc foarte mult lui Cătălin pentru că a venit aici cu noi, lui Emilian pentru că ne-a ghidat, pentru că vă dați seama că fără el ne pierdeam și stăteam până dimineața aici. Luteo nu mai are rost că e mereu peste tot, v-a săturat de mine. Îi mulțumesc că m-a speriat de 3 ori până acum, de era să-mi paradez genunchiul mai rău decât era. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să băgați un like, un comentariu și un share, să vă abonați la canal în caz că nu ați făcut-o încă deja, să le dați un follow pe Instagram băieților, un subscribe pe YouTube lui Cătălin în caz că vreți să vedeți cele mai mișto vloguri de travel. Nu uitați că și Cătălin și Teo au filmat fiecare câte un vlog, le găsiți pe canalele lor, acolo jos în descriere. De asemenea și linkul către Curve, dacă vreți să primiți 30 de lei și cardul gratis livrat acasă cu codul METEI05 când vă registrați, găsiți acolo detaliile jos în descriere. Și cam asta a fost și vlogul de azi. Eu am fost Montreal, până data viitoare, v-am pupat. Pa.